Salutăm! Astăzi revin cu un nou videoclip de acasă unde vreau să vă prezint cum uh, păstrăm vinul în damigene după, după ce l-am tras. În primul rând, culegem strugurii. M-ați văzut în videoclipul anterior. Îi, uh, îi zdrobim sau măcinăm, depinde fiecare după, după caz. Lăsăm 2-3 zile, după care tragem... Uh, mustul, că e must în prima fază, îl punem în damigene de sticlă. Uitați aici. Foarte important, damigenele nu le umplem. Vedem aici, e aproximativ 3 sferturi. Dacă damigenul îi dă 50-54 de litri, punem în jur de 40 de litri de, de mustă. nu punem mai mult, pentru că riscăm să, să dea afară sunt foaie de la gaze. După ce l-am tras, fie cumpărăm un dispozitiv de la Dedeman, Brico Depo sau pe oraș unde găsim la magazine unde e un fel de eprubetă ce se pune pe damigean și acea eprubetă să umple cu apă. În jur de vreo 25-28 de lei un dispozitiv, depinde de magazin sau a doua variantă, cum am procedat eu, cum procedez de ani de zile, găurim dopul damigianului, avem grijă să facem gaură fixă, băgăm un furtun în damigian, nu îl băgăm mai mult de vreo 3, 4, 5 cm, iar celălalt capăt îl băgăm într-o sticlă plină cu apă, să avem grijă tot timpul furtunul să fie în apă. În acest fel gazele la început în primele două zile au impresia că că clocotește clocotește așa gaze scoate dacă nu puneți acest dispozitiv sau astea riscați să, să, spa, să damigenul să se să spargă sau în cel mai bun caz să sară dopul dar nu vă bazați pe asta. Zis. Și bine să-l punem până apă, gazele iasă până apă, iar vinul iar vinul, mustul, adică nu răsuflă. Îl ținem așa, în jur de o lună, o lună, o lună jumate, după care îl tragem. Când îl tragem să fim atenți să nu mișcăm damigianul ca să se tulbure, adică să îl amestecăm cu drojdia depusă pe, pe fundul damigeanului. Pentru aceasta o vom folosi un alt furtun mai gros pe care îl un dispozitiv foarte simplu acel furtun îl legăm cam la, cam la distanța asta aici să fie pus capătul lui îl legăm cu o ață de de acest băț sau cum vrei să-i spunem leaț și îl băgăm în damigean fiind, fiind, la distanța asta când bățul ajunge în fund nu vom trage, nu vom trage drojdea după ce îl, îl tragem după drojdie putem umple damigeanul până în gură până în gură, iar la fel vom pune, vom pune furtun cu dop și în sticlă de apă. Iar abia în primăvară putem, putem acoperi. Să știți că vinul fermetează încet și după 6, 7, 8 luni. Să mai poate băga în el borken sau ceva, dar în cantități foarte mici ca, ca să-i oprim fierberea dar nu recomand. Dacă faceți în cantități așa mici pentru casă, 100% nu ajunge să punem borken să bea, mai ales de, de sărbători. Dar, v-am zis, până la sărbători, chiar și până în martie aprilie trebuie neapărat, neaparat, ținut în sticlă cu furtun, pentru că el va face gaze. Alea. Și după ce îl tragem prima dată, tot, tot mai face gaze ca să aveți un exemplu concret, până decembrie luați din Damigian o sticlă de un, 2 litri sau 1 litru, umpleți-o și lăsați-o cu dopul strâns doar câteva ore, 2-3 ore să vedeți că deja îți gaze în sticlă. Sper că v-a fost util acest video. Vă recomand să îl urmăriți. Eu așa procedez de ani de zile și e ok. Acum... Fie v-ați lua dispozitiv din acelea, fie cu furtunul, indiferent. Dezavantajul cu furtunul e că nu mai putem folosi dopurile. De exemplu, dacă vrem să punem țuică în damigeană, trebuie alte dopuri noi. Dacă v-a plăcut videoclipul, abonați-vă, apăsați pe clopoțel și dați un like. Mulțumesc!